mi-a atras atenția o postare a doamnei judecător Mădălina Frăsinie. Dânsa spune pe Facebook în felul următor: după un an de la debutul pandemiei știm că nu știm nimic. Am renunțat la drepturi, am acceptat să purtăm cârpe pe gură și nas, ne-am îmbolnăvit, ne-am vaccinat, ne-am înstrăinat unii de ceilalți, ne-am canibalizat ca să ce? După un an suntem la fel. Ne închid pentru că este cea mai simplă metodă când habar nu au ce să facă. Nu a dat rezultatele anul trecut, nu va avea efect nici anul acesta. Și totuși, ca să continuăm să ne înstrăinăm, să ne insultăm și să ne împărțim în vaccinați și teroriști. Un alt an în care nu vom fi noi, spune doamna judecător. Îi spun bună seara doamnei judecător Mădălina Frăsinie. Bună seara, doamna judecător. Bună seara dumneavoastră, invitaților dumneavoastră și telespectatorilor. Dumneavoastră, știu că ați trecut prin boala asta, COVID-19. Prin urmare, știți ce înseamnă? Ați stat în spital, ați traversat din fericire cu bine toată perioada asta și totuși aveți critici concrete. Deci nu sunteți în situația negaționiștilor, pentru că dumneavoastră chiar ați trecut prin boală. Ca să punem lucrurile la punct, corect, da? Da, am trecut prin boală și am văzut ce înseamnă după un tratament de 5 zile cu antibiotic să ți se degradeze starea de sănătate de pe o zi pe alta. Și în cazul meu și în cazul tatălui copilului. Ok, deci n-a fost o situație, ați fost cumva pe muche, înțeleg. Cred că la mine a fost mai mult o chestie psihică, pentru că două zile la UPU într-un anume spital din București m-a pus la pământ. În schimb, tatăl copilului a fost destul de rău. Destul de rău. Nu am ajuns la intubare niciunul dintre noi, slavă Domnului, dar încă ne resimțim după perioada aceea. Asta nu v-a împiedicat să constatați câteva lucruri pe care foarte mulți le vedem, dar nu avem răspuns la aceste întrebări. Și cu permisiunea noastră, spuneați așa, ne închid pentru că e cea mai simplă metodă când nu au ce să facă. Credeți că se putea și altfel? Nu știu dacă se putea și altfel, dar eu constat faptul că și anul trecut am fost închiși și cu toate acestea numărul celor care se îmbolnăvesc crește pe zi ce trece, deși se vaccinează lumea, deși lumea este dornică să se vaccineze. Este clar că ceea ce s-a întâmplat sau măsurile care au fost luate anul trecut nu au avut rezultate. Nu pot să nu constat faptul că se vorbește despre valul 3 sau cocoașa 3 de pe primul val de foarte mult timp și cu toate astea, astăzi stăm și bâșbâim că nu avem paturi la ATI, ceea ce îmi ridică foarte multe semne de întrebare. De asemenea, ca unul care a trecut prin boală, repet, aș fi vrut să văd o preocupare a ceea ce înseamnă statul român în legătură cu cei care am depășit boala. Cum am evoluat, ce este atipic în cazul bolnavilor. Nu, am ieșit din spital, singurul cu care țin legătura este medicul de familie. Nu v-a întrebat nimeni, după ce ați ieșit din spital, de curiozitate pentru o statistică măcar. Dacă aveți simptome, dacă ați rămas cu sechele, dacă aveți în continuare stări care țin de stări anormale după această vindecare chiar. Nu. Nu v-a întrebat nu nimeni. Absolut deloc, deși cu cine am putut să vorbesc, am și spus că acea, eu o numesc cârpă, pentru că momentul în care m-am îmbolnăvit și eu și tatăl copilului și copilul a fost bolnav, să știți că am respectat toate regulile posibile și imposibile, de la purtat mască, de la spălat pe mâini, de la stat, mă rog, interacțiune cu prietenii din ce în ce, doar telefonic mai bine zis, sau pe Facebook. Adică am încercat să mă protejez nu atât pe mine, cât gândindu-mă la băiatul meu, fiind minor și neștiind cum va reacționa. Și cu toate acestea, și repet, respectând ad literam măsurile, ne-am îmbolnăvit și ne-am îmbolnăvit destul de rău. Da, spuneați la un moment dat că mai mult va strica starea, bănuiesc și psihologică, atmosfera de la primiri urgențe, am înțeles, nu? Așa da. Mi-ați spus. Da, puteți să-mi spuneți de ce? Adică era mai greu de suportat acea atmosferă decât boala în sine? Nepăsarea celor din jurul meu, și mă refer aici la cadrele medicale. În două zile doar o singură asistentă m-a întrebat dacă am nevoie de ceva. Aerul de superioritate pe care îl afișau în momentul în care treceau pe lângă noi. Vă dați seama că am ajuns la UPU, nu pentru că mi-era foarte bine acasă, adică aș fi putut să stau liniștită în patul meu și să-mi supraveghez copilul. Copilul, gândiți-vă că a stat minor fiind 8 zile singur în casă,
cât timp am fost eu internată cu tatăl său. Și momentul în care am ajuns acolo, dilema lor existențială a fost, dar de ce nu vreau eu să plec acasă să aștept rezultatul PCR-ului? În condițiile în care veneam cu un test PCR negativ, deși aveam toate simptomele, și eu și tatăl copilului și copilul. Deci a fost, nu știu, probabil așa a fost să fie, nu știu ce să zic. Și adică, așa eram prezentată, ca fiind cea care refuză să plece din spital. Și am spus, nu refuz să plec din spital, vreau doar să vină un medic și care să-și asume că sunt ok și că, Doamne ferește, nu mor sub ochii copilului meu. Este singurul lucru pe care l-am cerut. Da, vreau să mă mai întreb ceva, pentru că aici e o întreagă discuție. La un moment dat spuneați așa, continuăm să ne înstrăinăm, să ne insultăm și să ne împărțim în vaccinați și teroriști. Credeți că deja e un fenomen? E societatea împărțită, cum a fost împărțită pe alte subiecte până acum, acum e împărțită și de COVID-19. Da. Și asta vă spun că, dată fiind profesia, văd reacțiile celor din jurul meu. Și nu vorbesc doar de cei din instanțe, ci și de cei care vin în fața noastră. Adică faptul că eu am spus la momentul de față că nu mă vaccinez, vă spun, și dacă n-aș fi trecut prin boală, tot nu m-aș fi vaccinat, aș fi așteptat o perioadă de timp, deja sunt privită, se ia așa distanță între mine și interlocutor, de parcă dacă am avut COVID sunt, nu știu, asta este o boală, am trecut, mulțumesc lui Dumnezeu, și medicilor de la Balș, pentru că în final am ajuns la Balș și copilului. Deci ați trecut prin cel puțin două spitale, înțeleg, ultimul popas a fost la Matei Balș. Da, după două zile de UPU am fost transferată la Balș, unde era și tatăl copilului. Și unde a fost gura mea de oxigen. Când am văzut că am ajuns acolo, eu am povestit pe Facebook, pur și simplu am început să plâng, dar nu știu dacă de... că nu mă dura nimic. Dar cred că de necaz, de frustrare și de ceea ce am putut să văd două zile. Da, și eu am putut să reacționez. Repet, eu am putut să reacționez așa cum am reacționat. Însă erau oameni care erau ai nimănui acolo. Da, cum ați aprecia acum la... Mâine e un an de la prima stare de urgență. Pe data de 16 martie 2020 a fost declarată în România prima stare de urgență. Da, după știu, aia mai fost prelungită. Eram în instanță și s-a suspendat activitatea de judecată. Cum ați caracteriza ca cetățean, că pe urmă o să vă întreb și din punct de vedere al judecătorului care aplică legile în România, cum ați caracteriza măsurile luate în acest an? Că a fost stare de urgență, că e stare de alertă care e și acum. Cum le-ați caracteriza măsurile luate în vederea stingerii pandemiei? S-a peticit în dulcele stil românesc. Pur și simplu am încercat să peticim în stânga și în dreapta, în speranța că vom mai ține sub control de nu știu ce. Pentru că acestea nu au fost măsuri luate, în opinia mea, la cât mă pricep, care să combată sau, nu știu, să micșoreze cumva situația care există în prezent. Pur și simplu se bâșbâie de sus până jos, din stânga în dreapta, pe orizontală și pe verticală. Asta este senzația mea. Considerați și faptul că nu se caută un tratament alternativ bun. Foarte bine că este vaccinul. Foarte bine că lumea caută variante de a trece cu bine peste această, nu știu, pandemie, îmi place să zic. Dar de ce nu se caută și tratamente alternative? Pastilele, de exemplu, ca la orice altă gripă. Adică sunt ferm convinsă că și dumneavoastră și eu și cei care ne privesc au trecut prin gripe și gripe destul de urâte. Am trecut chiar prin COVID-19. Nu, poftim. Știți? Faptul că se insistă doar pe o singură chestie și vaccinează-te și vaccinează-te, de parcă noi nu suntem conștienți de ceea ce este în jurul nostru, pe mine lucrurile astea mă sperie, să știți puțin. De ce vă sperie concret? Mă neliniștesc, de fapt. Pentru că vine și mi se repetă în fiecare zi, spălați-vă, de parcă până acum eram niște nespălați, păstrați distanța socială. Nici nu e distanță socială, este distanță fizică, pentru că de asta am și zis că ne-am canibalizat între noi. Distanța socială e cu totul altceva. Și faptul că mi se repetă în fiecare zi, din oră în oră, aceleași lucruri, pe care, repet, le-am respectat și ca mine sunt mulți care au respectat. Și nu se întâmplă nimic. Ce pot să zic? E clar că ceea ce spun, ceea ce se întâmplă, ceea ce, nu știu, ceea ce ei ne oferă este prea puțin. Da, doamna judecător, sigur că întrebarea care stă pe buzele tuturor, dar nu cred că avem de unde să obținem răspunsul în momentul de față, este când se termină povestea asta. Văd că acum se accelerează din nou pandemia, deși avem aproape 1,5 milioane vaccinați, chiar dacă nu toți sunt vaccinați și cu a doua doză, dar în total sunt 1,5 milioane vaccinați.
credeți că se poate întâmpla dacă se prelungește această stare sub aspectul drepturilor și libertăților cetățenești? Ce o să se întâmple? Păi uitați-vă ce se întâmplă de un an de zile. Adică se va merge din rău în mai rău. Iar seninătatea cu care se renunță la drepturi, pe mine mă îngrozește. Și asta o spun ca judecător, ca cel care apăr atât cât pot și cum pot drepturile și libertățile cetățenilor. Deci, eu am mai trecut prin perioada securității, când venea securitul acasă și l-a ridicat pe tata. Cam aceeași senzație, să știți. Cam asta este senzația. Și când pleca securistul, ne spunea și mie și lui fratele meu că o să sfârșim la casa de copii. Deci mă aștept la cum evoluează lucrurile, să vină cineva și să-mi zică, băi, o să ajungi, nu știu, nu la casa de copii, că nu mai sunt copil, într-un loc unde să te aliniezi majorității, ca să nu zic altceva. E groaznic ce spuneți. E groaznic, da, ce spuneți. Da, da. Da, pentru că v-am spus, poate și faptul că eu iau contact cu ei în sala de judecată și văd colegii avocați cum această suspiciune, această scenarită care există în jurul nostru, nu-mi place. Deci este ceva ce nu credeam că o să mai trăiesc. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Doamna judecător Mădălina Afrăsini a fost alături de noi.